Aș vrea să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, la capitolul 18, să citim un pasaj care începe cu versetul 18 și până la 30. Acest pasaj se citește deseori la Evanghelizări și ne prezintă Evanghelia într-un mod foarte simplu. Un frontaș a întrebat pe Isus, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să -ți cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot că era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ții. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce-l ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Isus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci, Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus de a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Este harul lui Dumnezeu să putem să fim din nou la biserică, într-o seară de evangelizare, într-o țară liniștită, relativ liniștită, comparativ cu multa zarvă din prejurul țării noastre, mulțumim Domnului că la Târgu Mureș este bine, este liniște și în pace putem să ascultăm Evanghelia. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mulțumesc păstorului pentru invitație nu e prima oară, ne cunoaștem și ne bucurăm să fim de data, aceasta, de data aceasta, împreună cu fratele meu Marian, cu familia lui, venim amândoi de la Dej și... Slujim împreună, nu, nu e prima dată, ne bucurăm să putem să facem asta pentru gloria lui Dumnezeu. Dar ce mai spune Scriptura că toată povestea aceasta, această pericopă, începe cu o întrebare a unui om. Un om care vine la Isus și pune o întrebare. Doamne, Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Am și eu o întrebare în seara asta. Pe tine te frământă întrebarea asta? Cu asta începem. Tu ai întrebarea asta în inimă. Doamne, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Doamne, ce după moarte? Oare cum pot să ajung în rai? Vreau să vă spun de la început că dacă învățătorul acesta nu punea întrebarea, noi nu aveam astăzi răspunsurile. Pentru că Dumnezeu întotdeauna răspunde la întrebările noastre. Dumnezeu nu este agresiv. Dumnezeu nu se bagă pe gâtul nimănui. Dumnezeu nu vrea să mântuiască pe nimeni cu forța. Dumnezeu nu este un partid în criză de adepți. Cerul nu este un oraș pustiu și Dumnezeu mai trage cu arcanul oameni. Nu! Dumnezeu are demnitate. Dumnezeu este împăratul împăraților. Împărăția Lui este puternică oricum și fără tine și fără mine. El nu vrea să ne dea nouă răspunsuri la întrebările care nu există. Cineva punea o întrebare, cineva mergea pe stradă și predica Evanghelia unui bărbat abordându-l așa, spunând Iisus este răspunsul și bărbatul ăsta nefiind obișnuit cu stilul acesta, oarecum prozelitismul acesta un, uneori al evanghelicilor, s-o speria și -o spune, bun, asta e răspunsul, dar care e întrebarea? Adică nu te-am întrebat nimic, Domnule, acum te întreb eu, dumneata, ai vreo întrebare pentru Dumnezeu în seara asta? Dacă ai întrebarea asta în suflet, Dumnezeu în seara asta îți dă multe răspunsuri. Dar dacă nu te frământă veșnicia, dacă nu te interesează cerul, raiul, ce va fi după moarte, dacă n-ai întrebări, dacă ești preocupat doar de plăcerile vieții, doar de distracțiile de o clipă, doar de bani, de profit, de importanță. Dacă nu te frământ adevărul eterne, dacă n-ai întrebări existențiale despre Dumnezeu, în seara aceasta Dumnezeu n are ce să-ți spună. Și vei pleca în această seară, așa cum a plecat tânărul acesta. Trist. Mă rog să pleci schimbat de aici. Mă rog, acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să-ți schimbe viața, să-ți intensifice întrebările, căutările, și Dumnezeu să-ți fie răspuns la toate întrebările tale, amin. Domnul Isus, ca un evreu bun, ce este și ce a fost, răspunde tot cu o întrebare. Pentru ce mă numești bun? Nu știi? Unul singur este bun. Cine? Dumnezeu. Când spui bunul învățător, când mă numești bun, de fapt, tu declar că eu sunt Dumnezeu. Foarte interesant răspuns. Adică, Domnul Isus îl conștientizează pe acest tânăr. Biblia spune că era bogat, titlul spune că era și tânăr, nu știm exact, nu avem buletinul să știm. Dar, oricum, să zicem că era tânăr și bogat. Îi spune acestui învățător al legii, tânăr și bogat, iată trei trăsături. În felul următor, dacă tu spui că sunt bun, tu de fapt recunoști că eu sunt Dumnezeu. Tu de fapt declari că stai de vorbă cu Dumnezeu și da, Iisus era Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu, gloria Lui. Vreau și eu să-ți spun ce spunea Iisus. Tu ești conștient că stai în prezența Lui Dumnezeu? Dragi bărbați și femei, evangelizarea nu este un eveniment cultural. Nu confundați invitația vecinului dumneavoastră cu o invitație la filarmonică. Aici nu e vorba despre o întâlnire cu caracter social, cu caracter politic, ne îmbrățișăm, ne zâmbim, toți să zbun și toți la rai. În această seară, subiectul, cum spuneam, este cel mai important subiect de subsoare. Mântuirea sufletului omenesc. Subiectul pe care îl abordăm în aceste patru zile, probabil, e mai important decât războiul din Palestina. E mai important decât rezolvarea sărăciei. E un subiect mai important decât războiul mondial care stă să înceapă. E un subiect mai important decât economia globală, decât problemele României. Subiectul din seara asta, nu că am venit eu, dar este cel mai important subiect de subsoare. Ce pot să fac? ce poți să faci ca după moarte să moștenești viața veșnică? Și numai că este un subiect important, suntem în prezența celei mai importante persoane. Dragii mei, biserica nu este un locaș cultural. Nu venim să fim mai bunicei și mai informați. Suntem într-un loc în care este prezent Dumnezeu. Ești în prezența lui Dumnezeu. Biserica e altceva decât căminul cultural. E altceva decât o aula magna. Biserica este locul în care Dumnezeu ne vorbește prin Biblie. Și-l rog Dumnezeu să ne vorbească. Tuturor. De aceea am hotărât să predic o predică foarte simplă. Pentru că știu că Evangelizările sunt festivalul ale Evangheliei. Dar într-un limbaj popular. Există festivaluri ale muzicii, ale berii, ale zilele orașului. Festivalul acesta, dacă vreți, cele patru zile celebrează Evanghelia lui Isus Hristos. Deci am ales un pasaj foarte simplu. Chiar dacă voi dezamăgi pentecostalii cu pedigria, așa ca mine, a treia, a patra generație, ăștia știu tot, se plictisesc la predicile astea. Dar mă rog ca Dumnezeu să lumineze pe cei care nu cunosc Evanghelia. Ce cuvântul aici, că Domnul Iisus începe și spune, auz. apropo, ca, o, ca, un fel de informație preliminară, vrei să fii mântuit? Da. Te mai întreb ceva, știi poruncile? Apreciez că Domnul Iisus Hristos nu-și dă cu părerea. Putea să spună orice, nu era Dumnezeu, putea să înceapă direct cu sniperul. Știu cine ești, ești un bogat, un desuferit, un zgârcit, iubești banii, dar Iisus nu începe cu pocăimetru personal, nu începe în spirit profetic și spune, chiar vrei să fii mântuit? Dacă vrei să fii mântuit, atunci, Biblia. Asta îmi spune că Domnul Iisus iubea foarte mult scripturile. Și dragul meu, dăm voie să te întreb și eu, tu știi poruncile? Da, vrei să fii mântuit? Vrei să ajungi în rai? Dar Biblia o mai citești? Sau Biblia a devenit un fel de ascunzătoare de bani, că acolo nu caută nimeni? Sau Biblia pentru tine este un colecționar de praf, colector de praf? Sau Biblia este cartea pe care o citești ca un fel de carte de vrăjitorie, doar când ai necazuri, deschizi aleatoriu și aștepți, nu știu ce, pentru tine este cartea asta culmea preocupărilor vieții. Știi poruncile. Dacă vrei să fii mântuit, aici în cartea asta sunt toate răspunsurile. Dumnezeu să pună dragoste pentru Biblie în inima tuturor românilor. Dragii mei, cartea aceasta dă răspunsul la toate întrebările. Să știți că eu în seara aceasta n-am să vă pot răspunde la toate întrebările. Aș fi un arrogant să pretind că în seara asta dezleg toate misterele. Dumneata ai multe întrebări. Și eu am multe întrebări. Însă cartea aceasta este harta lui Dumnezeu către cer. Te mai întreb în numele Domnului. Tu știi poruncile? Tu cunoști Sfintele Scripturi? Cum spunea Pavel, care pot să-ți dea viața? Citești cartea aceasta? Dumnezeu să-ți dea dragoste pentru Biblie. Noi nu vom răspunde nici în cele patru zile la toate întrebările tale, dar cartea aceasta, cu siguranță, dacă o vei citi, dacă te vei hrăni cu ea, dacă vei fi plin de ea, îți va răspunde la toate întrebările tale. Și zic din nou, Dumnezeu să-ți dea mai multă dragoste pentru Biblie. Citește Biblia. Domnul Iisus Hristos începe și vreau să anticipez că în evangelizarea pe care Iisus o face acestui bărbat, în viața acestui bărbat, Domnul Iisus și noi putem, prin exegeză, să identificăm trei mari probleme. Așa ne place nou la predicator, cifra trei. Mă uit la omul acesta care ne reprezintă pe noi și văd trei mari probleme. Vreau să ajungem la prima. Domnul Iisus începe și vorbește cu el, spune: Știi, porunce? E bun. Hai să-ți dau un test de cultură biblică. Cum stai cu porunca să nu prea curvești? Și bărbatul acesta, cu multă înfază de Doamne, sunt curat. Niciodată n-am pângărit căsătoria mea. Un lucru extraordinar. Și Domnul Iisus îl laudă. Bine! Foarte bine! Pentru că prea curvia este păcat. Bărbatul acesta nu era vinovat de păcate mari. Acum, că să mai uita, Domnul Iisus spune, orice cine se uită, a și păcătui. Probabil că ochii mai fugeau, da, e așa de grav. Porunca a doua, zice Domnul Iisus, cum stai cu porunca să nu ucizi? Și din nou acest bărbat, cum am auzit pe mulți, Doamne, păi eu n-am luat nevasta nimănui, ați auzit asta, nu? Eu sunt creștini, eu n-am luat nevasta nimănui și este bine că este așa. Și Biblia spune foarte bine să nu ucizi și parcă la așa cu limbajul specific românilor, n-am luat viața nimănui, n-am dat în cap la nimeni. Ați auzit oameni zicând asta? sunt creștin, n-am dat în cap la nimeni, n-am ucis pe nimeni și bine că n-ai ucis pe nimeni, că să ucizi este păcat. Chiar atunci când persoana nu s-a născut încă, avortul este crimă. Da, atunci nici asta nu se știa și astăzi unii consideră că asta n-ar fi crimă. Și vedeți, relativizăm poruncile lui Dumnezeu, însă astăzi Dumnezeu este adevăr, este lumină. Să nu ucizi. Nota 10 din nou. N-am ucis pe nimeni, zice bogatul acesta. Bine, dar cum stai cu porunca să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă? Aici parcă eu am semne de întrebare. Oare chiar a fost sincer omul ăsta? Eu gândesc din perspectiva culturii românești. Poți să fii bogat și să nu faci falsuri în acte, să nu furi? Uite un bogat care ridică mâinile curate și zice în fața lui Hristos, Doamne, niciodată n-am făcut o mărturisire mincinoasă. Niciodată n-am furat. Eu când îl văd, mi-e mi, -e mi -e drag de bărbatul acesta. L-aș pune primar în Târgu Mureș, că din ăștia avem nevoie. Nu fură și nu înșală în acte. Iată în Scripturi un bogat care nu era bogat din furat. Pentru noi români este greu de crezut, că la noi nu există decât prea puțin sau poate deloc. La noi, noi avem în România, dacă este, este o materie primă pe care o putem exporta în toată Europa, îți bogați din furat. Ăștia îți din belșug în țara asta. E bine, iată un bogat care n-a furat oameni buni. Cinstit, curat, avere câștigată prin muncă. Din nou zic, parcă l-aș pune păstor, l-aș pune în comitet, l-aș pune primar. Omul ăsta îți vine să-l iei în brațe, nu să-l trimiți în iad, cum a făcut Hristos. Până aici nota 10 și mai întreabă Hristos, la cum stai cu cinstirea părinților? Și zice el în concluzie, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Adică Iisus îi dă nota 10 cu felicitări. Domnule, până aici nota 10. Are omul ăsta o moralitate? Omul ăsta e religios, e credincios? Dar aici apare problema. El însuși întreabă, nu în varianta din Luca, ci în cea din Matei 18, el însuși pune o întrebare care scoate la iveală o problemă. Zice el așa. Doamne, ce mai lipsește? Păi nu știi? Nu știa. Vezi, pericolul omului religios e atât de moral, e atât de bine rânduit, încât nu știe că îi lipsește mântuirea. Și asta poate să fie problema ta. Să zici, păi n-am omorât, n-am trăit cu nimeni, nu, nu vinovat de păcate mari. Te uiți așa în gros și spui, domne, sunt un om relativ moral. Și vine Hristos și spune, dar nu știi? Îți lipsește ceva? Ce mai lipsește? Și acum ajungem la primul adevăr al Evangheliei. Pentru că prima revelație de care ai nevoie nu este revelația despre Dumnezeu. Ci prima revelație de care tu ai nevoie este revelația despre tine însuți. Și Dumnezeu îți spune apăsat că ești păcătos. s-ar putea să te vezi bine din cauza religiozității tale, a moralității, a unei vieți decente. Însă nu uita, Scriptura e categorică, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Religia ta, și dăm voi să spun cu decență, nici religia mea nu poate mântui pe nimeni. Să nu cumva să crezi că dacă vii la Pentecostal, religia aceasta te poate mântui nici un fel de religie, nici un fel de donație, nici un fel de pomană după moarte, nici un fel de parastas, nici un fel de mijlocire a oamenilor, nu te poate mântui. Tu trebuie să înțelegi în seara aceasta primul adevăr și cel mai important. Ești păcătos și ai nevoie de mântuire. Dumnezeu să-ți deschidă ochii să vezi asta. Repet, omul acesta era atât de moral încât nu și-o da seama că îi lipsește ceva. Că ea aște păcătos. Însă mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Isus Hristos. Și Isus Hristos este cel mai categoric predicator. Unii îmi spun că sunt dur și tot îmi propun să fiu mai blând la predică, însă nu sunt tare stresat când spuneți că sunt dur, că Isus a fost și mai direct. Vrei să știi care e problema ta? Chiar vrei să știi? Păi îți spun. Uite, problema ta e lăcomia. Și ca să vezi că am dreptate, uite, îți dau și un test. Du-te și vin de tot ce ai, dă la săraci, vino și urmează-mă. Iisus pune degetul direct pe problemă. Asta e problema ta. Isus este cel mai direct om de pe planetă. El nu merge cu corectitudinea politică. El nu are nevoie de voturi. El nu încearcă să-l convingă pe Pilat, să-i fie moarte mai ușoară. Nu încearcă să-i convingă pe iudei. Isus este transparent, este direct și uneori foarte dur. Într-o altă circunstanță, ca să ilustrez și am vrut să spun, vin la Dumnealui o doamnă. De data aceasta o doamnă. Cu doamnele ar trebui să fie un pic mai cu mănuși. Și Doamna asta îi pune întrebări, și asta preocupată, domnule, de religie. Zice, ai învățătorule. Totuși, care e religia adevărată? Când o vezi, ai zice, măi, ce persoană morală, femeia asta chiar că caută pe Dumnezeu. Și începe să pună întrebări. Religia adevărată e pe munte, la voi, acolo, în Ierusalim, în Templu, sau la noi, pe muntele Garizim? Doamne, eu chiar vreau să știu. Îi cu icoane? Ei, fără icoane. Ei cu sâmbăta? Îi cu duminica? Îi care e credința adevărată? Cu sfinți, fără sfinți, cu botezul copiilor mici, cu botezul copiilor, oamenilor mari? Adică, doamne, eu chiar sunt interesată de teologie. Și se uită Iisus la doamna asta și spune: Doamne, stai puțin. Problema da noi religia. Problema ta nu este una de doctrină. Nu sfinții, nu crucea, nu icoanele, nu parastasul, nu. Problema ta e în altă parte. Dă-mi voie să încep cu începutul. adu aici pe bărbatul tău. Și femeia crede că scapă. Să n-am bărbat. Și Isus începe să prorocească și spune, Doamna, asta e problema ta. Ai avut cinci și ăsta cu care stai nu-ți este bărbat. Vrei mântuirea? Problema nu-i la cruce și la sfinț. Problema ta este că ești o femeie ușoară, ești o prăpădită și trăiești în prea curvie. Vrei să te întâlnești cu Isus ăsta? Ăsta, când vine la tine acasă, pune mâna pe problemă. Pune mâna pe zbici, pe scorbaci, cum se zice la noi. Vrei să te pocăiești? Aici începe pocăința. Hristos intră în casa ta și pune mâna pe problemă și îți spune aici și problema ta. Ce înseamnă pentru tine pocăința? Dragii mei, pocăința înseamnă să-ți aliniezi toată viața la voia lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă Iisus Hristos să fie domn și stăpân în viața ta. Predica cineva lucrul acesta la noi și spunea: Univor ca Isus să le fie Domn, dar nu singurul Domn. Eu te întreb: vrei să fie Isus singurul tău Domn? Adică nu Isus și Mamona, cum spune în Luca în capitolul 16. Nu Isus și plăcerile, nu Isus și valorile Hollywoodului, nu Isus și social media. Când Isus Hristos este Domn, El este singurul Domn. El este un domn exclusiv. El când intră acolo, el scoate afară niște lucruri. Vrei să fie Isus Hristos domnul vieții tale? Știi că dacă îl inviți pe Isus în seara asta în inima ta, s-ar putea să facă deranj acasă? Știi că Isus vrea să intre în pivniță în seara asta? Asta înseamnă să fie Isus Hristos Domn. El vrea să spargă niște butoaie. În casa în care El este Domn nu există butoaie cu alcool. Chiar vrei un astfel de domn? S-ar putea ca Isus să-ți închidă niște conturi pe Netflix sau niște conturi la niște site-uri murdare că unde Isus este domn, ochii sunt curați. Vrei un astfel de domn? S-ar putea ca Isus să-ți ceară să ștergi niște numere de telefon pe care nu le știe soțul sau soția? Asta înseamnă pocăință, nu povești, nu botezi la neoprotestanți, ci să intre Hristos în viața ta și să devină stăpân și domn în viața ta. Și El când vine la tine acasă, intră în unghere, unde n-ai măturat de mult, intră în locuri ascunse, intră în locuri în care soția și soțul n-au acces și păstorul nu știe nimic, acolo intră Hristos și vrea să aducă lumina. Domnul să te binecuvinteze. Dragii mei, asta e vestea bună. Iisus Hristos este gata să-ți spună și ție care e problema ta. Este adevărat, dragii mei, că Isus Hristos nu mai este printre noi. Dar la plecarea Lui a zis, n-am să vă las orfani. Am să vă trimit un înlocuitor. Și ne-a trimis pe Duhul Sfânt la Rusalii. Știți care este specialitatea Duhului Sfânt? Când va veni El, a zis Mântuitorul, să e prima lucrare. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Dă-mi voie să spun că aici, în seara asta, este prezent Duhul Sfânt. Și specialitatea Lui e să-ți descopere ție păcatul. Ești păcătos și nu știi că ești păcătos. Nu știi cât ești de păcătos, nu știi cât de mare nevoie ai de Hristos și de mântuire. Însă în seara asta, lumina lui Dumnezeu este aici. O doamnă venise la o evangelizare și stătea așa pe bancă. Era acolo în biserică un profet, noi credem în proroci, nu vreau să vă speriați de asta, dar noi ăștia suntem, asta e identitatea noastră. Un proroc pe care îl cunosc din copilăria mea, și bărbatul acesta are o descoperire dumnezească pentru Doamna asta. Doamnă, Duhul Sfânt mă întreabă, mă pune să vă întreb ce aveți în poșetă. Șocată toată biserica, dar ce treabă are Duhul Sfânt cu poșetele Doamnelor? Uite că are. Când el este stăpân, intră și în poșetă. Femeia s-a panicat un pic, s-a blocat, nu știa ce să spună. Nu să stai liniștită, doamnă, uite, spun eu. Dumnezeu îmi face de cunoscut că dumneata în poșetă ai un ștreang de 3 metri, și ți-ai propus după adunare să te spânzi o să spui pui capăt zilelor. Așa-i sau nu-i așa? Și femeia s-a ridicat în picioare tremurând, panicată, zis, domnule, oameni buni, așa-i. Și-o scos în fața bisericii întregi. și a arătat ștreangul, pregătit, pentru seara respectivă. Te întreb, te cunoaște Dumnezeu? S-ar putea să nu prorocească nimeni în seara asta. Dar Marele Profet, Duhul Sfânt, este în adunare. El îți cunoaște problemele, El îți cunoaște întrebările și mă rog ca Dumnezeu să aprindă lumina în viața ta. Cum spunea cartea psalmilor, prin lumina ta, Doamne, vedem? Lumina. Dumnezeu să aprindă lumina în viața ta și în casa ta. Să-ți arate care ți este păcatul și să-ți dea putere să te pocăiești. Amin. Merge mai departe Hristos. Și zice, oameni muni, vedeți? Nu s-a păcăit. Și face Hristos o afirmație care pe mine un pic mă tulbură. Și să știți că textul de azi este tulburător. De-aia nu-i ușor să vii la biserică. Evanghelia mai și tulbură, nu-i ca la concert, nu pleci neapărat liniștit, pleci tulburat de la biserică. Omul acesta a plecat tulburat de tot, spune Scriptura. Și mă rog ca Dumnezeu să stulbure și ție liniștea nepăsării prin Evanghelie. Și zice Hristos, adevărat vă spun că mai degrabă trece o cămilă prin urechile acului decât să intre ăsta în rai. Radicală afirmație. Cum, Doamne, să o indigna și apostolii? Cum? Dacă ăsta nu-i mântuit, păi cine-i mântuit? Și Iisus repete, adevărat, adevărat vă spun mai degrabă trece cămila prin urechile acului, decât să intre stă în rai. Bă, trebuie să lămurim niște lucruri. Unii teologi încearcă să îndulcească un pic problema. Zice, Stai, domne, că voi nu știți teologie, sunteți needucați și așa mai departe. De fapt, acul nu e acul ăla cu care coase doamna acasă. Aici se referă la poarta acului, care era o poartă mai mică în Ierusalim și când venea cămila cu poveri trebuia să se aplece în genunchi ca să intre, dar domne, mai intra. Uite așa am lărgit puțin calea și mai intra, poate mai intră câte unul din ăsta. Alții vin și spun, domne, nu-i chiar așa, nu, -i, nu știți, nu-i nici așa, nici așa. De fapt aici, da, camila, de fapt poarta, îi poarta aia mare acolo, dar camila nu-i camila aia cu două cocoașe, ci în ax se băga o ață care se numea cămilă. Acu e la mic, dar Cămila, nu-i Dita mai Cămila. De fapt, Cămila este o sfoară groasă pe care pescarii o băgau mai greuță așa în ac. Dar dacă puneai ochelarii bine, mai intra. Uite așa mai deschis ușa să intre și ăștia. Nu știu cum predicați dumneavoastră la Târgu Mureș, dar eu vreau să vă spun ce cred. Îmi doresc din toată inima, la Târgu Mureș, acu să rămână la mic. Amin? Asta a vrut să zică Isus. Și să rămână Cămila aia cu două cocoașe. Știți de unde știu că am dreptate? Pentru că asta a înțeles audiența primară, da? Nu teologii de la New York, nici aia de la Berlin ne spun cum să înțelegem. Că ne zic ei, că ei au fost șocați. Doamne, atunci cine poate fi? Deci ce -or înțeles? Că ăsta nu-i? Mântuit. O, oh, grea exergeza pentru unii, prea multă școală. Deci Hristos zice categoric, bărbatul acesta nu este mântuit. Știți ce învăț de aici? Păi nu prea curvea, nu fura, nu, 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 zece, 10, zece, zece. Și avea un singur lucru. Biblia e categorică, Iisus spune, îți lipsește un singur lucru. Deci, dragii mei, ce învăț eu în seara asta? e că un singur păcat mă poate despărți de Dumnezeu pentru veșnicie. Nu e așa că în teologia populară, și aici, ca la Dej, oamenii cred că la judecată Dumnezeu va folosi o balanță? De unde e balanța asta? Că în Biblie nu -i. Și ne imaginam noi încă din copilărie că dacă facem fapte bune multe, Dumnezeu va pune faptele bune pe cântar și dacă sunt mai multe alea bune, se înclină balanța și intrăm în rai. nu e așa că ai crezut și tu asta? Eu vă întreb, bărbatul ăsta câte fapte bune au avut? Câte păcate? Unu. Și nu a intrat în rai. Scoateți din mentalul colectiv și din mentalul propriu ideea asta, nu există nicio balanță. Oamenii îi intră în cer atunci când se pocăiesc de toate păcatele lor. Asta e pocăința. Nu să te lași de păcatele mari, de cele mai multe, de aproape toate. Nu. Iisus zice clar, pentru un singur lucru. Și aș zice eu, nu, capitalistul modern, ce e așa grav, frate, că lăcomia ne mai gâdilă și pe noi. Pentru lăcomie, Doamne, l-ai trimis în eternitatea întunecoasă? Da, pentru că întâlnirea cu Hristos presupune schimbarea vieții în totalitatea ei. Și te întreb din nou, vrei să-ți fie Iisus Hristos Domn? Atunci trebuie să renunți la toate păcatele tale. Pentru că un singur păcat te poate trimite în infern. Și noi toți ne lăsăm de multe, dar ăla unu. Domne, mă pot lăsa oricând, dar nu mă pot lăsa de țigară. Păi ăla e păcatul. Domne, mă pot lăsa, dar asta mă robește. Domne, îmi place băutura, îmi place, știu eu. Domne, asta e problema ta. Păcatul ăla unu, Pe care Dumnezeu pune mâna în seara asta. Și îți spune, îți lipsește un singur lucru. Mai întreabă unii oameni, care e cel mai mare păcat? Poate că și dumneavoastră ați primit întrebarea asta. Toată lumea vrea să știe care sunt păcatele grave. Și avem clasamente. Domnule, uciderea, domnule, breacurvia, ba, homosexualitatea, domnule, astea sunt numărul 1, numărul 2, numărul 3. Clasamentele astea sunt relative. Știți care cred eu că este cel mai mare păcat? Păcatul de care nu te-ai pocăit. Ăla. De ce? Pentru că ăla te separă de Dumnezeu acum. Da, te-ai lăsat de alea, da? Ai unul, ăla unul, ăla ai cel mai mare păcat, pentru că încă nu l-ai lăsat și îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Asta a fost problema bogatului de aici. Iubia averea mai mult decât pe Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fim săraci neapărat. Însă, atunci când iubim mai mult banii decât pe Dumnezeu, Banii sunt Dumnezeul numărul unu. Și Dumnezeul adevărat nu acceptă locul doi. Îți pun o întrebare. Care este acel un singur lucru pe care încă îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu? Dacă există cel puțin un lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu, dumneata nu ai cunoscut întâlnirea cu Isus. Nu cunoști mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să te cerceteze. Frate, care e păcatul care nu duce la moarte, întreabă? Am auzit multe interpretări și eu zic atâta, păcatul de care nu m-am pocăit sigur mă duce la moarte. Sunteți de acord? Și ăla de care m-am pocăit nu mă duce la moarte. Păcatul pe care încă îl faci, pe care încă îl iubești, ăla ai păcatul cel mai mare, pentru că încă ții la el atât de mult încât refuz pocăința și poate ai ascultat multe predici și poate ai fost de multe ori la biserică și la nivelul minții tu ai semnat deja, crezi că pocăința e bună, crezi că ai nevoie de un botez la maturitate, crezi că trebuie o schimbare, dar încă este ceva. Dacă în seara aceasta nu renunți la cel un singur lucru, vei pleca acasă la fel de tulburat ca și omul acesta. Eu mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere să renunți la acel un lucru și să-ți dea Dumnezeu mântuirea sufletului în loc și bucuria mântuirii lui, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să subliniez ceva legat de textul ăsta. Eu nu cred că Dumnezeu aici vorbește despre bogați. Am putea să închidem Biblia în seara asta, să spunem, băi, așa e cum zice Hristos, bogați ăștia și să începem să dăm după ei și să spunem, frate, noi nu suntem bogați, într-adevăr, în parcare n-am văzut, mai bac, probabil că nu sunteți așa bogați ca ăsta, și ați putea spune, frate, bogați, așa-i, să-i ardă iadul, bogați ăștia, dar să știți că textul ăsta nu-i pentru bogați, eu sunt convins că nu-i pentru bogați. Domnul Isus Hristos, când predică, folosește pilde și exemple. Întotdeauna într-o pildă sau într-o situație, Pilduitoare ca și aceasta, o chestiune situațională. Hristos are un principiu întotdeauna și o ilustrație. Să nu confundăm principiul cu ilustrația. Aici e greșeală multor oameni. Care e principiul? Îți mai lipsește un lucru. Bogăția este exemplul. Iisus putea să aleagă o femeie bărfitoare era același lucru. Iisus putea să aleagă un bărbat bătăuș, putea să aleagă un om care înjură, un om care e dependent de alcool. Nu contează păcatul. Principiul de deasupra este îți lipsește un lucru. Deci nu doar pentru bogați. E pentru oricine iubește ceva mai mult decât pe Dumnezeu. Pentru că orice iubire de felul acesta este o iubire idolatră. Ai iubiri idolatre în viața ta? Vedeți, idolatria modernă nu are legătură cu pietrele, cu Vișna, cu Buda, cu zei din India. Nu. De aici, din România, putem spune că idolatria se vede diferit. Idolatria înseamnă orice iubire care întrece iubirea de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne elibereze de orice formă de idolatrie. Amin. Ei, asta e problema a doua. Omul acesta avea o problemă și un singur păcat te duce în ea. Însă Petru, Petru evreul, prinde momentul să pune o întrebare. Aici simt din plin spiritul evreiesc orientat pe profit și pe business. O să stai puțin, Doamne. Acum ai zis că trebuie să lăsăm tot. Păi noi exact asta am făcut. Noi am lăsat tot. Și pune Petru o întrebare, Doamne, ce pică în schimb? Bun, am renunțat la tot, dar ce ne dai? Eu nu sunt evreu, dar sunt capitalist. Și întrebarea asta mi se pare foarte relevantă în secolul 21. Dar chiar așa, Petre, dar chiar așa merită pocăința. Hai să ne analizăm noi ăștia care ne numim pocăiți. Poate că nu merită oameni buni. Hai să vedem ce ofertă ne face Hristos în seara asta. Dacă renunți la acel lucru pe care îl iubești, da? Fumatul, băutura, prea curvia, minciuna, orice, iubirea de bani, oricare ar fi păcatul. Dacă renunți la acel lucru, oare ce îmi dă Iisus? Chiar îți curios, merită? Voi ce ziceți? Penticostalii cu vechime merită să umblăm cu Dumnezeu. Noi toți zicem aminte, hai să și vedem dacă e așa, că dacă nu renunțăm la pocăință. Iar dacă merită, Dumnezeu să mai mântuiască și pe alții. Da? E rațională treaba în seara asta. Merită sau nu să mă pocăiesc? Ce îmi dă Isus ăsta dacă renunț la lucrurile pe care le iubesc? Foarte mulți oameni spun că lumea nu oferă nimic. Ba da, oferă lumea oferă. Tot ce este în lume, zice Biblia, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, iată că lumea oferă. Glorie, lăudăroșie, glorie sportivă, fani, plăcerile trupului, cât vrei. Pofta ochilor, îți poți clăti ochii, cât vrei, unde vrei. În lume nu există nicio limită, te distrezi cât vrei tu. Dar dacă renunți la lume, și vine Hristos și spune, Petre, adevărat îți spun că dacă lasă cineva casă, nevastă, frați, părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și acum asistăm la licitație, bate cu ciocanul în masă și zice, va primi cine renunță la tot, va primi în viacul acesta mult mai mult. Și parcă n-ar fi fost destul. Din nou Hristos bate cu ciocanul în masă la licitație, spune, iar în viacul viitor, viață veșnică. Te întreb din nou, ce zici, merită? După 23 de ani de umblare cu Dumnezeu, eu o spun din toată inima, merită. A meritat ca la 20 de ani să întorc spatele lumii și discotecii și prietenilor și lucrurilor rele. Și de atunci am găsit, așa cum zice Iisus, mult mai mult. Deci Hristos vine să spune oameni buni, oricât s-ar da ție lumea și petrecerile și distracțiile, eu aici în lume, până la moarte, pot să-ți dau mult mai mult. Slăvi să fie domnul. Dumnezeu nu este ca o bancă de-asta zgârcită care îți dă 5%. Și să îți dau mult mai mult. Oare ai putea să crezi lucrul ăsta? Poți să crezi că nu-i slogan evanghelic? Poți să crezi că noi, care chipurile avem limitări și pentru tine suntem niște înguști și niște retardați? Poți să crezi că noi suntem mai fericiți decât tine? Poți oare să înțelegi în seara asta că există băuturi mai înalte decât cele alcoolice? De-aia spune Scriptura, nu vă îmbătați de vin, din potrivă umpleți-vă de duc. Ai auzit de băutura asta? Nu te îmbăta de vin, îmbată-te de duc sfânt, zice Biblia. Cine o băut de acolo nu mai vrea alcool. Pentru că a băut mult mai mult. Crezi tu că pot exista bucurii mai mari decât bucurile de la chefuri? Spuneam chiar astăzi la un podcast despre rugăciune că bucuriile în rugăciune sunt mai mari decât orice bucurie pământească. La început e greu, nu știi să te rogi, intră firea, dar dacă ajungi cu adevărat să iubești prezența lui Dumnezeu, când îl cunoști, când ești născut din nou, când ești transformat, când Duhul Sfânt locuiește în tine, efectiv bucuria cea mai înaltă devine prezența lui Dumnezeu nici o băutură, de, unde, nici drogurile, ascultați-mă. Extazul dat de droguri este incomparabil mai leșinat și mai neputincios cu extazul pe care îl are omul când este plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. În aceasta mă simt onorat să fiu un fel de comerciant în ghilimele care face reclamă la împărăția Lui Dumnezeu. Și îți spun astăzi categoric, nimic din lumea asta nu se compară cu ce poate să-ți dea Isus Hristos în seara asta. Vei primi oare oferta lui Dumnezeu? Repet, îi mulțumesc Domnului că la 20 de ani l-am acceptat pe El și am gustat adevărată fericire. Cine poate să-mi dea ce-mi dă Isus? Cine? Poate Donald Trump să-mi dea mult mai mult? Poate vreun milionar să-mi dea ce-mi dea Hristos mult mai mult decât am pierdut. Nu poate nimeni mult mai mult. Slăvi să fie Domnul. Și aici Biblia e detaliată, spune case, frați, surori. Mă gândeam eu la aspectul ăsta, așa ca o paranteză. Doamne, dar cum case? Că eu abia am fac prima casă, că am mărât, mă chinui. De fapt, a doua, că și în America am avut una. Dar m-am dat seama că Dumnezeu are dreptate. Oriunde merg în lumea asta, eu am câte o casă. Sunt foarte bogat, să știți. Donald Trump nu are case cât am eu. A fost cu soția mea care este aici în Nepal. Oriunde am fost în Nepal am avut o casă. Într-un sat în Botang erau 10 credincioși. Și acolo am găsit o casă. Au spus, frate, ești frate cu noi. M-au culcat pe jos, pe pământ. Fără geamuri, dar în casa aia erau copiii lui Dumnezeu. Eu am milioane de frați pretutindeni. Mă duc în eu la magazine și mă recunosc cu oamenii. Mă ești predicator și îmi fac discount. Îmi dau gratis. Am peste tot bonusuri. Pentru că sunt frații mei, oi, oh, ești pocăit și îți face imediat discount. Ești frate cu mine. Mă duc în Africa, mă duc în Etiopia, mă salută oamenii. Și acolo, în Etiopia, am o casă, am două, chiar în două case am dormit. Mă duc în Spania și am case. Săptămâna viitoare plec la Dublin și acolo am case. Și mă duc și în Spania în decembrie și acolo am case. Ce zice, sunt bogat? Pentru că am frați, am în biserică mamei, care dacă nu am o mamă pământească, am în biserică tați, am în biserică fi și fiice, chiar dacă noi n-avem copii. Și lângă mine a fost o fetiță aici și am povestit cu ea și m-am împretenit cu ea. Am copii în biserică, în Domnul, am familii, am case și am o biserică care numără milioane și milioane de frați. Binecuvântat să fie Domnul! Ce găsești în biserica lui Dumnezeu nu vei găsi nicăieri în lumea asta. Oferta nu e un circ ieftin, e oferta lui Dumnezeu. Te întreb, vei renunța la cel un singur lucru? Poți tu să pui astăzi capăt vieții murdare pe care o trăiești și să primești bucuria mântuirii? Și ce frumos continuă Biblia aici și spune nu numai lucruri, îți voi da și relații. Vreau să subliniez asta. Ce frumos să-ți dea Dumnezeu relații binecuvântate. Și acum am o paranteză pentru cei tineri. Tineri dragi, nu vă luați după Hollywood fericirea nu atârnă în a dormi în multe paturi fericirea adevărată e să dormi într-un singur pat ca unul care am gustat puțin lumea nu pot să-i mulțumesc Domnului pentru soția care o am fericirea este în căsătorie oameni buni și ascultă-mă bine tânăr și tânără care ești aici nu vei găsi în club niciodată o fată sau un băiat, cum vei găsi în biserica lui Dumnezeu. Adevărata fericire este căsătoria, nu aventurile tale, nu vezi că ești tot mai gol și mai flămând de iubire? Ce mare har să mă duc acasă, să pun capul pe pernă, să n-am nicio grijă, nici o grijă că m-ar putea înșela soția. Nici nu mă pot gândi la asta. Nici nu mă pot gândi să o șel încă parcă nu pot să cred că atât de bine e să fii căsătorit în Domnul. Dimineața când mă trezesc încă dau cu mâna să o caut, să văd de acolo. Și când dau cu mâna și acolo mai mă întorc pe dreapta și mai dorm o jumătate de ceas și zic, măi, ce bine e să fie însurat. Și când sunt în misiune și ai acasă, nu mă gândesc, ce face? Nu-i verific telefonul, nu-i pun filtre, nu pun agenți secreți, pentru că în Domnul există încredere, pentru că în Domnul există fericire. Și există împlinire în relații, zice Biblia. Îți dau în loc. M-am gândit și la asta cu nevestele. doamna că lași nevastă, Domnul îți dă de 100 de ori mai mult. Oare ce să zică Hristos aici? Că unii abia așteaptă să audă de poligamie. Aici se împlinește diferit, dragi creștini. Aici Dumnezeu îți dă femeia de milioane. Ați auzit de ea? Un milion într-una singură. Când renunț la milionul ăla de femei ușoare, Dumnezeu îți dă în biserica Lui nevasta de milioane. Eu am găsit-o, Domnul să vă dea putere și vă, celor necăsătoriți, o găsiți. Și așa vei fi fericit cu cea care este un milion într-una singură. Domnul să binecuvineze pe toți cei necăsătoriți în seara asta. Dacă n-ar fi fost destul atât, vine Hristos și pune cereașa pe tort și spune, ascultă-mă bine, s-ar putea să-ți dea și lumea ceva aici. Să ne imaginăm că am putea fi plătiți o viață întreagă de milionare lumii, să ne plimbăm pe iahturi, numai în cluburi, numai în petreceri, la hoteluri, să mâncăm ce vrem, să avem relațiile care le vrem, toată viața, da? Se poate, s-ar putea ca lumea într-un efort să ne țină în puf, să ne ofere ceva. Dar zice Hristos, bine, bine, dar eu îți ofer ceva în plus. Iar în viacul viitor, viață veșnică. În Isus Hristos este viața veșnică. Lumea oferă distracții. Da, pofta ochilor, pofta firii. Dar zice Ioan, și lumea și pofta ei, aici baiu. Lumea și pofta ei trec. Astăzi ești tânără. Te deranjează Evanghelia. Te simți în putere. Te caută zece bărbați. Dă-mi voie să spun, să -ți traduc ce zice Biblia aici. Într-o zi vei fi o băbuță pe care nu o va mai căuta nimeni și vei muri. Tu care azi te consideri o divă, astăzi te caută prietenii cu care te droghezi și petreci. Într-o zi vei fi un bătrânel ramolit într-un azil și nu te va mai căuta nimeni și vei muri și tu și te întreb, după moarte, ce? În această seară mă voi duce acasă liniștit că Hristos îmi promite încă o dată că pe lângă toate binecuvântările de aici, după ce mor, mă așteaptă viața veșnică. Tu n-ai viața veșnică. Eram undeva la bancă, la Raiffeisen Bank și mă certam cu doamnele de acolo, mă certam, Eram oarecum clientul ăla, am doamne, de ce am luat bani? Am luat în fiecare lună 4 lei și 10 bani. Păi, domnule, când ați deschis cont, ați semnat o asigurare de viață. Eu m-am șocat că noi, românii, întâi semnăm și apoi citim contractele, dacă le mai citim. Ce conturi? N-am semnat. Doamne, dumneavoastră ai semnat. Când mă uit, eu am semnat. Și eu ca, da, ne totul. Dar ce înseamnă aia asigurare de viață? Tânăr, necăsătorit, n-am auzit, nu știam, nu mă interesat și asigurare de viață. Și Doamne, începe să-mi explice. Domnule, dacă faci accident, îți dăm suma de. Suma măricică. Iar dacă mori, îți dăm suma de și o zis o sumă uriașă, de zeci de mii de euro pentru mormântare. Când am auzit suma, îți venea să mori de dragul banilor. Băi, zic că atâta banii de la nevastă, mai dacă mor. Domnule, atâta dăm. Șaptezeci de mii sau 80 de mii de euro. Însă m-am înfiorat când am auzit cuvântul în mormântare. Cum, Doamne, am zis eu? Adică vrei să îmi zici dumneata că eu plătesc patru lei pe lună pentru mormântarea mea? S-a uitat mi-a mi zis, da, domne, asta e. Doamne, șterge! Doamne, șterge! Nu, domne, stai că ai nevoie, dar se poate întâmpla la oricine. Ea a încercat să mă convingă să o țin, eu să o conving să o șteargă. Într-un final am câștigat eu. Când am auzit de mormântarea mea, am luat fiorii. Să, dragii mei, mormântarea mea va fi în aceea zi. N-am făcut niciun târg. O să plătească nepoții. Știi, până la urmă, asta e concluzia mea. Lumea oferă asigurări de viață. Atât. Asigurări de viață. Distracție aici. Să în această seară stai în prezența unuia care vrea să semneze cu tine asigurări de veșnicie. Este singurul care poate să garanteze. Veșnicia, știi ce e aia veșnicie? Nu se va termina nici odată. Dumnezeu să-ți dea putere să renunți la lucrul pe care îl iubești și în seara asta să-ți asiguri să asigur nu doar viața, ci veșnicia. Amin. Un ultim gând în încheiere, concluziv. Vreau că apostolii sunt foarte indignați, așa cum mă simt și eu când citesc despre un om atât de moral, căruia Iisus îi dă pașaport pentru iad. Și pun o întrebare aici apostolul și spune, Doamne, cine poate fi mântuit? Și Iisus răspunde tranșant, nimeni. Iată, a treia problemă. Nu numai că ai o problemă și nu știi de ea, Hristos ce o arată, Hristos îți spune că pentru păcatul acela mergi în iad și când ai vrea să scapi de el, îți spune stai liniștit că nici nu poți. Ce este cu neputință a oameni. Ai înțeles? Nu poți. Ăsta e al treilea adevăr despre noi. Nu putem să scăpăm de păcat. Și niciun călugăr, nicio o meditație, nicio formă de religie nu poate să-l ajute pe om să scape de păcat. Voi credeți ce a zis Iisus aici? Este cu neputință la oameni. În ziua morții, marului întemeitor de religie, Buddha, se spune că acesta a vorbit, îmi spunea chiar un guru indian, a vorbit cu ucenicul său și a zis, nu plânge, am să mor, dar spune el, după o viață de meditație, la Bodgaia și în alte părți, în Nepal, am ajuns la concluzia, spune acest om, că nu pot să mă mântuiesc. După o viață de meditație, după o viață de asceză, un întemeitor de religie care are milioane de urmași, spunea oameni buni, nu mă pot mântui nici pe mine, a zis-o cu gura lui, înainte de moarte. Și spunea el, pentru că a trăit înainte de Hristos cu câteva sute de ani, Că în urma meditației i-a descoperit Dumnezeu că după el se va naște un om și acela va aduce mântuire oamenilor. Și numele acelui om este Isus Hristos. El s-a născut după sute de ani de la moartea acestui bărbat. Nu s-a mântuit nici el, nici alții de pe muntele Atos, nici eu, nici tu. Este cu neputință la oameni. Însă același verset frumos ne zice și care e problema și care e soluția. N-aș vrea să termin pe un ton negativist. Și ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Slăvi să fie numele Lui. Dar vei predic o Evanghelie curată. Mântuirea este prin har. Nu poți Câți nu mi-au zis, domnule, m-aș boteza, dar nu pot să scap de țigară, nu pot să scap de alcool, nu pot să scap de dependențele de imagini murdare. Și le-am zis, în sfârșit, domnule, ai ajuns la concluzia Bibliei. Bravo! Pa asta zice și Biblia, că nu poți! De ce amâi momentul acela în care să-l primești pe Hristos, zicând că vei fi mai bun la anul? Nu, nu poți! Ascultă-mă, nu poți! Însă am o veste bună, poate Hristos. El poate, El poate, El poate, zice o cântare. Deci aceea îl laud pe El, îl proclam pe El aici la Târgu Mureș, ca Domn și Împărat, ca singurul care poate să mântuiască. Trebuie să faci un singur lucru, deschide inima, invită-L acolo și lasă-L pe El să-ți arate ce poate Dumnezeu. Hristos te poate elibera de dependențele tale. Hristos îți poate ierta păcatele. Hristos îți poate da libertatea adevărată. El poate să dea mântuirea. Ce frumos striga Iona din pântecele chitului. De ce trebuie să ajungă un om religios până acolo, în fundul pământului, când zice, ca să audă adevărul, să-l înțeleagă? Și strigă Iona în psalmul 3, din cartea lui, în capitolul 3, ultimul verset, mântuirea vine de la Dumnezeu. Mântuirea nu-i la vendicostal, nu-i la preos, nu-i la păstori. Mântuirea e la Dumnezeu, glorie Lui. Această seară te invit să faci un pas către El. Este cu neputință la oameni. Nu poți. Dar poate să te mântuiască Dumnezeu. Urcă-te în barca asta a Harului și vei vedea că Dumnezeu face minuni. Te întreb, cum vei pleca acasă? Bărbatul acesta a plecat trist. Și în fața lui nu era Emi Fedur, predicator slab. A asistat la predica celui mai mare predicator al istoriei. Și totuși a plecat acasă nemântuit. Asta e tragedia. S-ar putea să fie aici și să plece acasă nemântuit. Am eram Iisus, aș fi strigat după El, stai un pic, uite, fac o reducere pentru tine, Vinde de trei sfert, aș fi zis, Doamne, în locul Petru, Doamne, să pierzi milionul, îi bun și 500 de mii, lasă-l, Iisus nu face rabat, Iisus îl lasă să plece nemântuit. Oferta lui este grozavă, dar nu face discount. Renunță la tot și vei câștiga tot. Și tot asta înseamnă viață aici și viață veșnică. Mă rog ca puterea de mântuire a Domnului să se manifeste în Biserica din Târgumuri și în această seară și în această săptămână. Amen!